Am găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Invitatul meu de astăzi este Anca Pal, psiholog și terapeut. Așa, facilitator Access Consciousness. Cu ce Cam se asta. ocupă? Cu ce se ocupă acest Access Consciousness? Wow, pot să zic că e un fel de paradigmă, dar de fapt Access Consciousness este un set de tehnici și de instrumente pe care să le folosești în viața ta ca să obții ce vrei tu. Cam asta ar fi pe scurt, Wow! dar ideea este că faci asta ajungând, atingând poate un nivel diferit de conștiență, alegând să funcționezi din mai multă conștiență. Adică, dacă eu îmi doresc bani și faimă, pot să le obțin. Dacă îmi doresc fericire, pot să ajung la ea așa. Așa. În primul rând, ok, fericirea e așa o chestie, da? În Access avem o vorbă, happiness is just a choice. Fericirea este doar alegere. Cumva n-ai motive, n-ai nevoie de motive să fii fericit, poți să alegi, astăzi o să fiu fericit și nu las nimic să-mi stea în cale, nu las nimic să mă împiedice. Ideea este, poți să obții ce vrei tu, câtă vreme ești hotărât, decis, determinat, că nu o să lași nimic să stea în cale, în calea a ceea ce-ți dorești tu. Asta nu înseamnă că trebuie să calci în picioare oamenii sau să recurgi la metode meschine, așa zise meschine. Poți să faci cu ușurință. Ideea este să ai determinare. Dacă tu alegi să fii fericit, o să fii fericit și n-ai nevoie de motive. Este starea noastră naturală de a fi a ființei. Dacă te uiți la un copil 2, 3, 4 anișori, vezi că ei sunt un bundle of joy, sunt un bulgăre de bucurie. Și pe măsură ce cresc, încep să acopere cu grimasele părinților, cu replicile lor, cu felul lor de a fi. Și dacă mama e mai tristă și depresivă, încep și ei să fie așa mai serioși și așa mai departe. Noi n-am venit așa. N-am venit bucurie pură. Dar am învățat să fim triști, am învățat să fim anxioși, am învățat din jurul nostru, din păcate. Dar din fericire avem instrumente. Și cea mai importantă dintre toate instrumentele este alegerea noastră. Spune-mi, te rog, cum funcționează practic, fizic, palpabil, ce se întâmplă? Așa, în Access Consciousness sunt foarte multe metode. Unele dintre ele sunt tehnici care presupun, tehnici energetice, de exemplu, care presupun atingerea unor anumite puncte. Aș putea să spun în cazul ăsta tehnica Access Bands, care a fost începutul în Access Consciousness acum 20 și ceva de ani, când Access Consciousness a apărut în Statele Unite și astăzi a ajuns în 174 de țări. Există oameni care au învățat această tehnică și o aplică, pentru că nu este nimeni care să nu poată să facă asta. Am avut copii de 5 ani la curs care au învățat tehnica BAR, să învață într-o zi, și am avut și persoane mai în vârstă, 80 de ani. Adică depinde de alegerea și dorința omului. Ea presupune atingerea unor puncte pe cap. Punctele astea există fizic pe capul nostru, dar până în momentul descoperirii apariției tehnicii Access Bands nu au fost niciodată folosite în acest fel. Și aceste puncte se presupune că înmagazinează componenta electrică a unor gânduri, sentimente, atitudini, emoții care noi le-am stocat pe parcursul vieții noastre. Și prin atingerea ușoară a acelor puncte se descarcă această componentă electrică. Până la urmă, și dispar chestiile în care tu te simțeai blocat. Adică spune că ai avut o traumă în trecut. Nu vei uita trauma după ce eu îți fac o ședință de bar, dar s-ar putea ca acea traumă sau amintirea ei să nu te mai doară. Cam asta e ideea. Dispare acest plus-minus, această încărcătură în care totul devine corect, greșit, bun și rău și judecăm non-stop toate lucrurile. Oamenii au auzit de presopunctură. Seamănă? Este o atingere ușoară. Deci, prin asta diferă de orice altă metodă, că nu este un masaj, nu este o apăsare, nu este acupunctură să înțepi corpul, doar e o atingere ușoară a unor puncte pe cap. Și atunci când fac Access Bars oamenilor, mulți în timpul ședinței se relaxează și dorm, alții vorbesc non-stop, dar ce vine în acel moment? Deci nu există nicio ședință la fel ca cealaltă și nicio experiență la fel ca cealaltă. Chiar dacă o faci cu același terapeut, în fiecare ședință se eliberează alte puncte de vedere. Ce e mai important, că sunt puncte de vedere din subconștientul nostru. Pentru că ce am vorbit la început, că dacă vrei faimă, dacă vrei succes, le vrei. Însă ce te oprește pe tine să le ai sunt aceste puncte de vedere care le ai tu în subconștient. Noi în Access spunem, punctul de vedere îți creează realitatea. Ei, dacă nu am fi conștienți de punctele noastre de vedere, ne-am creat realitatea din conștiență.
dar din păcate mulți ne creăm realitatea din inconștiență. Și cum știi asta? Pentru că de câte ori apare ceva în viața ta ce nu-ți place, ai creat ceva acolo din inconștiență. Tu nu erai conștient. Poate că ai decis la 2 ani că nu știu ce o să faci și te trezești că o să faci, dar te-ai uitat că ai decis. Doar că universul n-a uitat. Și atunci ai creat acel lucru. E foarte important să vezi ce gândești, ce vorbești, despre ce. Și făcând, folosind instrumentele și metodele din Access Consciousness, tu devii mai conștient de ce gândești, de ce vorbești, de cum poți să folosești asta în avantajul tău în loc să folosești în detrimentul tău. Cam asta. Și cu barsul, foarte multe din punctele de vedere care le sunt inconștiente, deci nici măcar nu știi că le ai, dar totuși îți ghidează viața, acea nefericire a mamei tale, să zicem, sau alte lucruri care te-ai acoperit cu ele de-a lungul timpului, încep să se disipe și încep să devii și să fii mai mult cine ești tu de fapt. Lași straturile astea jos și vezi, wow, eu n-aș face așa, cum aș face eu? Și descoperi și vezi că lucruri care înainte nu le puteai face, ajungi să le faci. De exemplu, mie, cu mulți ani în urmă, aveam o fobie de a conduce. Și 3 ani de zile mașina mea a putrezit în fața blocului că eu mergeam cu troleibusul la școală, unde eram psiholog școlar. Și până am zis, ok, psiholog știam, trebuie să te expui. Și am făcut-o. Și conduceam, dar tot timpul aveam gheara aceea de anxietate, de neplăcere. În schimb, după ce am început să fac bars, am început să văd bucuria de a conduce, să-mi placă asta, să pot să fac șmecherii pe șosea, deși care lucruri înainte nu le-aș fi făcut, că aveam anumite puncte de vedere. Acum pot să văd că e o bucurie în a conduce, să primesc bucuria asta. Și am ajuns anul trecut să merg singură cu mașina până în Ljubljana, în Slovenia, că pur și simplu așa s-a nimerit, între ghilimele, nimic nu e întâmplător, așa s-a nimerit să nu găsesc niciun transport care să-mi convină. Toate erau cu prea multe ore. Și am luat mașina și am mers. Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani că eu să merg să conduc singur atâta drum, și am și venit înapoi, clar. Aș fi zis, nu, nu se poate, ești nebun. Nu există. Fiecare persoană poate să-și aplice singur aceste instrumente? Unele da, unele nu. Când e vorba de tehnicile... Bine, toate poți să ți le aplici singur. Însă Gary Douglas, care e fondator Access, spune tu cu tine faci cât 2, tu cu altul faci cât 1000. În Access înveți foarte mult folosind instrumentele Access Consciousness, cum este tehnica BARS, cum sunt procesele de corp energetice, care sunt multe energii diferite pe care le folosim în diverse situații. Sunt procese, de exemplu, pentru alergii, pentru răceli, pentru corectarea vederii, procese pentru probleme de natură sexuală, multe, pentru relații, în fine. Ele presupun atingerea corpului, anumitor părți ale corpului și rulearea unor energii, adică permiți accesarea unor energii care oricum există în tine, doar că nu le-ai accesat înainte. Și atunci de acolo vezi cum lucrurile se schimbă și în viața ta. Dar am uitat întrebarea, că vreau să-ți răspund fix pe ea și am deviat puțin. Dacă poți să-ți aplici singur. Exact, asta era întrebarea. Deci când e vorba de procese de corp și tehnica BARS, e preferabil ca altcineva să-ți facă, tocmai pentru că, în primul rând, te bucuri de primire, ceea ce noi nu prea facem aici. Adică suntem obișnuiți să le facem noi toate singuri. Dar făcând asta, refuzăm contribuția pe care cei din jur pot să fie, pe care tot universul vrea să ți-o ofere, sau conștiința, sau Dumnezeu, spune-i cum vrei, vrea să ți-o ofere, dar noi nu, eu trebuie să le fac pe toate singuri. Prin asta refuz ce ai poți să primești. Și cu barsul și procesele de corp, înveți să ai mai multă primire. Asta una în lămâne. După aceea e mult mai relaxant să ți-o facă altcineva. În schimb, celelalte instrumente, când astea sunt instrumente verbale, de exemplu, cum ar fi anumite întrebări, anumite formule, ele le poți folosi singur ca să-ți facilitezi o altă situație în viața ta, o altă energie, mai multă ușurință. Practic, trebuie să dărâm niște ziduri. Poți să faci chestia asta, vezi un păianjen, ești arahnofob, poți să-ți accesezi... Da. Ca să... Nu știu, în 2 minute să poți să mergi să faci măi-măi, dragă-dragă, la păianjen. Ok, ideea este că orice lucru faci semnificativ, acel lucru te deține și te stăpânește. În momentul ăla, dacă tu ai o fobie de păianjen, ai făcut păianjenul ăla semnificativ. În Access, uite, chiar o să vă spun un instrument, puteți să-l folosiți, îl găsiți oriunde dacă căutați Access Consciousness. Avem o vorbă care sună așa, totul este doar un punct de vedere interesant. Și când îți dai seama că totul e într-adevăr un punct de vedere interesant, faptul că tu ai o fobie sau o frică de păianjeni, e punctul tău de vedere interesant despre păianjeni. Nu înseamnă că e adevărat, deși pentru tine e adevărat, dar
dacă poți să ajungi să vezi că e doar un punct de vedere interesant și un instrument foarte simplu, e pur și simplu să te uiți la acel păianjen, să te uiți la frica ta care și să spui interesant punct de vedere, cam acest punct de vedere despre păianjen. Interesant punct de vedere, cam acest punct de vedere despre păianjen. Interesant punct de vedere, cam acest punct de vedere. După ce ai spus-o de vreo 10-20 de ori, uite-te la păianjen și vezi dacă ți-e la fel de frică. Poți să o faci, adică nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Și asta legat de orice lucru pe care judeci, de orice lucru pe care ai o teamă sau orice ai acolo, oriunde vezi tu că ai o părere. Ce spui tu e un punct de vedere interesant, ce spun eu e un punct de vedere interesant, nimeni nu are adevărul absolut. Și lucrurile sunt reale și adevărate în măsura în care tu le faci să fie. Deja sunt mai liniștită, lăsați păianjenii să vină la mine. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Cu mare drag, oricând. Iar noi să ne revedem sănătoși.